deputatului și dizidentului politic Gheorghe Ghimpu, fratele lui Mihai Ghimpu, e revenit onoarea de a arbora tricolorul plecădirea Parlamentului, actualmente clădirea președinției Republicii Moldova. Cele trei culori ale tricolorului, albastru, galben și roșu, nu reprezintă doar seninul cerului, bogăția grâinelor și sângele strămoșilor care s-au jertfit pentru patrie, ci unitatea românilor din cele trei principate. Priviți cu mândrie cele trei culori care ne-au reprezentat în toată perioada istorică, căci noi, urmașii dacilor, trebuie să ne mândrim și să spunem: tricolorul, drapelul sufletului meu, tricolorul, drapelul sufletului nostru, accentua în unul din scursurile sale președintele Partidului Liberal, domnul Mihai Ghimpu. Este de datoria noastră să promovăm și să cinstim Sfântul Tricolor, care prea multă vreme a fost ascuns. Fondatorul Mișcării de Eliberare Națională, Gheorghe Ghimpu, spunea: ne vom salva doar revenind la românism și realizând reîntregirea neamului românesc. Trăiască libertatea, trăiască unitatea, trăiască tricolorul!